Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii noastre Sănătatea la ei acasă. Astăzi am invitat un distins profesor de la Universitatea de Medicină și Farmacie, este șeful Catedrei de Neurologie și în același timp este și șeful Clinicii de Neurologie de la Spitalul de Recuperare, nimeni altul decât domnul profesor dr. Cristian Popescu. Bine ați venit, domnul profesor! Bine v-am găsit! Bună ziua! Domnule profesor, noi la această emisiune încercăm să le prezentăm telespectatorilor lucruri cât mai utile pentru ei, pentru sănătatea lor. De ce v-am invitat? Ideea este că boala neurologică este o boală destul de răspândită, ca, mai ales ca toate bolile astea de stres, nu? Și în același timp vorbim despre o boală care nu doare foarte tare, în schimb face din viața omului un iad, din câte știam eu. Așa este, patologia neurologică este din ce în ce mai frecventă, iar România are ca o caracteristică negativă, să zicem, faptul că decesul prin boli neurologice, în special prin accidentul vascular cerebral, se situează în a doua clasă de boli care determină mortalitatea. Deci în curtea neurologiei accidentul, celebrul AVC. Celebrul AVC este în curtea neurologiei și el trebuie privit de la prevenție, deci de la o anumită vârstă în care pacienții sau oamenii aparent sănătoși care vor deveni pacienți sau nu vor deveni pacienți pentru că și au niște măsuri de prevenție, trebuie să se înscrie într-un anume regim de viață care să se potrivească atât cu stresul, așa cum spuneați, deci cu agresivitatea din exterior, uh-huh, cât și cu reactivitatea proprie, la care se mai adaugă, evident, și mulți alți factori, dintre care și cei genetici, astfel încât durata de viață activă și durata de viață în general să fie prelungită, cât mai mult spre limita până la care suntem proiectați. Deci am fi proiectați sau setați să trăim 100 de ani și de aici ne tot scădem prin ceea ce facem rău sau prin unele neșanse medicale. Oricum, accidentul vascular cerebral rămâne campionul atât în ceea ce privește proporția de pacienți cu această boală, cât și gradul de dizabilitate pe care îl induce, astfel încât hemipareza, hemiplegia sau chiar tetrapareza, tetraplegia sunt elementele de disfuncție întâlnite și care fac ca pacientul să funcționeze fizic cu doar o jumătate de corp sau, evident, să aibă nevoie de ajutor din partea altei persoane. Ca să nu vorbesc de resursele care se pot cheltui pentru tratamentul episodului acut, cât și al recuperării. Le spuneam că trebuie să plecăm de la prevenție și atunci atenția ar trebui undeva focalizată pe vârsta de 40 de ani, când ar trebui să avem un inventar al unor elemente bune și unor elemente rele, unor factori care pot fi modificați prin tratament sau printr-un anume regim de viață, apoi adresarea la medic la primele semne de boală, apoi tratamentul corect al episodului acut cu disfuncțiile care survin și, evident, faza de recuperare în care suntem noi specializați sau colectivul clinicii noastre și care asigură, pe de-o parte, redobândirea unei funcții sau unor funcții pierdute, dar și măsurile care se întreprind pentru a nu se repeta evenimentul anterior. Deci, într-un astfel de context, de la prevenție până la prevenția recidivei, pacientul, medicul, sistemul sanitar se confruntă cu o traiectorie în care toată lumea ar trebui să-și facă într-un fel datoria și, evident, la sfârșit, când faci bilanțul unei perioade de recuperare, pacientul să aibă cât mai puține disfuncții, să fie cât mai puțin dependent de îngrijire din partea altei persoane. Dar nu numai accidentul vascular cerebral reprezintă. Da, acesta e problema, pe lângă faptul că, așa cum spunea și noastră, provoacă acele dezabilități, este și perioada extrem de lungă de recuperare, dacă mai putem vorbi de recuperare în unele cazuri, nu? Sigur, perioada de recuperare, așa, determinată științific, se întinde pe circa 2 ani. Dar adică în sensul că dacă nu s-a recuperat o anumită patologie timp de 2 ani, cam așa rămâne. Sau, evident, doar minime elemente de ameliorare. Asta e varianta, să zicem, echidistantă. Da. Varianta pesimistă este că nu se mai poate face nimic, iar varianta optimistă privește pacientul în totalitate, privește pacientul în legătură cu noile mijloace tehnice de protezare, de ortezare,
de menținere a unor funcții pierdute prin dispozitive care se adaugă și chiar prin medicație și manevre medicale care determină intrarea în rol așa anumitei neuroplasticități. Deci folosirea unui restant funcțional al unor celule care burjonează, care își descoperă capacitatea de a emite niște prelungiri noi care vin și fac contact cu celulele din vecinătate. Este un element natural de autoapărare, insuficient cunoscut și insuficient foarte mânuit. Interesant. Insuficient mânuit medical, dar sunt pași foarte, foarte importanți în acest domeniu. Și dacă îmi permiteți, preocupările științifice ale Societății Române de Neurologie, a cărui vicepreședinte sunt și eu, pentru că suntem în total trei, da, cu această funcție. Deci am militat și la ora actuală există o societate de studiu a neuroprotecției și neuroplasticității în România, care este membră a Forumului Mondial cu aceste preocupări, iar manifestările acestei societăți au avut loc și în România și în ultimul timp au avut loc în țările din jurul Europei. Ultima a fost în Polonia, viitoarea va fi în Croația. Deci neuroplasticitatea este studiată. Și noi avem un aparat care se numește aparat de stimulare magnetică transcorticală, care poate pune în evidență această neuroplasticitate ca o schimbare, în bine evident, care se manifestă prin anumiți parametri electrofiziologici. Deci cam cum sunt circulă, anumite semnale pe da, care cam cum circulă influxul nervos și dacă de la o etapă la alta s-a întâmplat ceva în bine. De asemenea, neuroplasticitatea poate fi mânuită cu ajutorul unor mijloace farmacologice, deci medicamente. Ele sunt cercetate, sunt foarte multe deja pe piață, iar pe măsură ce timpul trece se descoperă mai multe particularități și proprietăți ale acestor medicamente, pentru că ele acționează la nivel molecular, încercând să mențină celula la funcția anterioară și chiar să încurajeze unele elemente de reparație celulară și intracelulară prin mecanisme proprii ființei umane, dar și a creierului, să zicem, vertebratelor. Dar acest element este, așa cum spuneam, foarte actual și noi suntem foarte aproape de acest fenomen pe care îl studiem și studiindu-l am și publicat sau am susținut consfătuiri atât în țară cât și în străinătate cu constatările noastre și cu sugestii pentru cercetările viitoare sau asocieri între medicamente noi, între tehnici de recuperare noi, care pot conduce la scurtarea intervalului de recuperare și la redobândirea într-o proporție cât mai mare a funcțiilor pierdute. Și dacă tot m-ați stimulat într-un fel cu discuția... Avem și noi un stimulator aici, da, ca dumneavoastră. La... Tot din marea familie a științelor neurologice a Societății Române de Neurologie s-a conturat întâi un grup de inițiativă, apoi un grup care a constituit o societate națională de recuperare neuropsihomotorie cu sediu la Iași. Și, evident, având printre membrii fondatori și colectivul clinicii noastre, care are experiență multă în acest domeniu. Sigur, poate unui neavizat îi se spune de recuperare neuropsihomotorie. Neuromotorie e mai cunoscut termenul. Da, dar ce-ar fi cu psiho? Problema cu elementul psihomotor se referă în special la apariția demențelor. Nu mai cunoscută demența Alzheimer, dar și demența multi-infarct, deci demența asociată accidentelor vasculare repetate sau multiple, dar și alte tipuri de demență care sunt din ce în ce mai bine cuantificate, deci descoperite la timp, pe baza primelor semne de disfuncție în care se constată modificări neuropsihologice, deci de asta societatea de recuperare neuropsihomotorie, pentru că sunt din sfera neuropsihologică. Și atunci înseamnă că pentru a fi colective cu rezultate foarte bune, trebuie să lucrăm în echipă. Neurologul rămâne un fel de șef
mai mare sau mai mic, dar el este inițiatorul, să zicem, tuturor demersurilor care conduc spre diagnosticarea corectă, completă și stabilirea unui program terapeutic, dar nu se poate fără psiholog, nu se poate fără psihiatru, nu se poate fără gerontolog, nu se poate fără kinetoterapeut sau chiar specialiști în tehnologii și tehnici de protezare și chiar în programe de recuperare neuropsihomotorie, vizând și versantul meu tot, dar și cel psihologic, cu ajutorul tehnicii de calcul sau a aparaturii mai moderne. Deci încercăm să facem și în România, și lucrurile de acum sunt trecute prin prisma, să zicem, aprobărilor inițiale și a denumirii societății și chiar există actul de înființare, urmând ca în cel mai scurt timp, mai precis la începutul anului viitor, să avem primele manifestări naționale și apoi internaționale găzduite de noi. La rândul nostru, această societate este membra Federației Europene de Neuroreabilitare, a Federației Mondiale de Neuroreabilitare și știu că, de exemplu, la anul în martie avem într-o zi un interval de 20 de minute în care trebuie să prezentăm la Melbourne o temă legată de aprecierea prin stimularea magnetică transcorticală a funcțiilor creierului. Deci suntem pe un drum care va conduce la constituirea în România a unor echipe specializate care vor participa la cursuri naționale și internaționale cu o curiculă la care deja se lucrează, astfel că în final aceste echipe vor putea dobândi o competență în neuroreabilitare. Având de-a cu societate, vom avea conferințe și congrese, vom coopta și tehnicieni, așa cum spuneam, pentru că tehnologia a evoluat extrem, extrem de mult și suntem foarte aproape de multe, multe dispozitive care pot înlocui, cel puțin parțial, unele funcții sau pot continua transmisia influxului nervos peste un oraș. Noi în ce stadiu ne aflăm la ea? Și bine, tehnologia asta e foarte dezvoltată, am văzut în țări unde sunt bani foarte mulți, da, și se investesc mulți bani în cercetare și în dezvoltarea acestor tip de dispozitive, cum spuneați. Suntem și noi îngrenați în... Eu mă întreb totuși că pe fondul acesta al scăderii finanțării din sănătate, care e acum întâmpinat niște probleme și mă întreb de unde luați bani. Cum? Este adevărat. Deci pot să vă spun că am avut două studii care s-au finalizat recent și care au intrat în program de cercetare cu plată, deci respectivele studii au fost câștigate în urma unei competiții și am fost împreună cu Facultatea de Electronică din Iași, cu Catedra de Neuroproteze, cu colegul nostru conferențiar Marian Poboroniuc, care construiește neuroproteze și care a participat la imaginarea și implementarea în practica medicală a unui prim dispozitiv relativ mică dimensiune, dar destul de importantă în recuperare, care realizează stimularea electrică funcțională. Deci un nerv periferic paralizat parțial, să zicem, și care nu mai poate conduce influxul către grupul muscular care trebuie să realizeze contracția. Atunci am un dispozitiv alimentat cu o baterie care la momentul oportun, deci când este nevoie de contracția grupului muscular respectiv, transmite influxul nervos. Și sunt niște elemente relativ simple, să zicem, și în practica noastră și legat de aceste dispozitive. Nu suntem la vârful cercetării cu proteză mioneurală, știu, semnând că putem introduce undeva un dispozitiv într-o grupă musculară care la rândul lui să fie coordonat wireless, deci fără fir, fără... Nu suntem acolo. Știm sau avem informații despre, dar în ceea ce privește viața practică, suntem și noi implicați cu această stimulare electrică funcțională și faptul că am avut două programe de cercetare câștigate prin concurs a însemnat ceva. Deci au existat niște teze de doctorat. Un lucru extraordinar. Niște teze de absolvire a studenților noștri, dar și a colegilor de la Politehnică și un grup de lucru în acest domeniu. Chiar în cursul anului trecut, am avut o întâlnire cu un grup de specialiști din Austria în domeniul ăsta care s-a numit Brain Computer Interface.
Adică colaborarea dintre creier și computer, computerul să, la rândul lui să comande ceea ce ar putea prelua de la informația creierului. Și sunt niște elemente promițătoare în acest domeniu în care, printr-un soi de electroencefalogramă sau electrozi neimplantați, aflați, să zicem, într-un suport tip cască, să poată fi preluată activitatea electrică a scoarței cerebrale responsabile de o anumită activitate, transmisă computerului și acesta să comande dispozitivele care ar face ca mișcarea să fie destul de apropiată de cea naturală. Sigur, nu e neapărat science fiction, dar sunt elemente de încurajare în acest domeniu și suntem în relație cu acest grup de lucru care ar dori să revină în Iași și probabil în cursul anului viitor, într-una din conferințele acestei noi societăți științifice care a apărut în România, să continuăm. Și practic creierul să comande unor mecanisme, unor dispozitive, să Da. poată comanda direct, Da, fără. deci creierul individului, care evident va selecta și va impune o anumită reactivitate specifică individului respectiv. Deci nu e ceva din import sau ceva preprogramat sau un dispozitiv care face, știu, într-o anumită ordine, într-un anumit algoritm, declanșează niște impulsuri. Deci sunt elemente, de asta spun, extrem de încurajatoare Da. și suntem la rândul nostru destul de aproape, mai ales cu variante de aplicabilitate practică. Deci această stimulare electrică funcțională a fost efectuată în Anglia, la un spital de recuperare, cu această generație de dispozitive miniaturizate care permit purtarea la La centura centură, aparatului, da, ca un exact. telefon mobil, și își poate De fapt, asigura. acolo e computerul de Da, care vorbim. da. Și își poate asigura comenzile pentru mersul pe distanțe de sute de metri, iar întrerupătorul, sau zicem, cel care declanșează un ciclu de mers, este plasat sub un călcâi în pantoful individului. Deci el, când a ridicat călcâiul de pe sol, pe piciorul sănătos, urmează un șir de contracție a grupelor musculare de pe membru, pentru grupele musculare membru inferior bolnav, care se comportă ca și cum ar fi sănătos și Sănătos. realizează mișcarea de pășire. Sigur, multă lume a și citit despre noi pe internet și unii au solicitat lămuriri suplimentare. Nu este un dispozitiv care face minuni sau face absolut totul sau corectează totul. Da. Dar la un anumit tip de disfuncție, în special la pacientul care are piciorul căzut, deci la hemiparetic sau hemiplegicul, cu vârful piciorului care atinge Atinge solul și târ, și hârși, perturbă așa, da, mersul. exact, Și perturbă mersul. perturbă și e un gen de șchiopătat. Exact. E, la acești pacienți, varianta noastră asigură o corecție foarte importantă a mersului. Și gândiți-vă că băgăm această corecție electromecanică, să-i zicem, în faza de recuperare. Când voi stimula și zona de comandă a cortexului motor, care este responsabilă de mișcare, voi stimula prin întoarcerea informației pe care e senzitivă, nu? Și se va duce undeva, de unde comanda se va duce spre zona bolnavă, stimulând neuroplasticitatea. Deci fac un act motor comandat, dar care se apropie foarte mult de ceea ce se întâmplă în De mod ceea ce se natural. întâmplă în natural, da. Numai că nu mai e nervul Dar responsabil de nu povestea asta, da. există El nu mai. forța suficientă sau influxul suficient cât să determine contracția în grupa musculară respectivă. Și făcând acest lucru cât mai precoce, stimulează această neuroplasticitate. Și voi constata, așa cum este teza unui coleg de al nostru mai tânăr, a doctorului Bogdan Ignat, cu stimulare electrică funcțională, cu rezultate cu semnificație statistică suplimentară la pacienții care au urmat un astfel de program. Și el este, dispozitivul e disponibil pentru Este pacienți? disponibil, noi îl avem în clinică, acest. Bănuiesc că nu e de contat de casă. Nu am E intrat în prea scump niște. sau. Nu, tocmai că există un preț mediu, undeva apropiindu-se de 20 de milioane în bani vechi, Păi deci că e. dar pentru cele 6 aparate care le avem în clinică, deci acolo facem proba utilității Da, pentru cazul deocamdată. respectiv. Și dacă pacientul nu recuperează cât ne-am așteptat și încă are acest defect, și au trecut deja 3 luni, să zicem, sau 4 luni, atunci recomandăm utilizarea acestui dispozitiv
prin achiziționare într-o anumită formă, au fost și sponsori sau întreprinderi care au cumpărat, sigur, pentru, da, probabil, fostul lor angajat, angajat, da, dar și alte variante. Deci ele se fabrică? Ele se fabrică în Anglia, se comercializează, da, 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 prin intermediul unei societăți care are legătură cu colegul nostru de la Politehnică, pentru că el trebuie să asigure setările, amperajele, exact, timpii, da, da, deci el este și tehnicianul abilitat în acest domeniu. De altfel, n-am fost egoiști, în sensul că am făcut în fiecare an un curs post-universitar cu această metodă de stimulare. Suntem acum, deci, 6 ediții făcute, a câte 15 oameni. Deci în țară există între 60 și 90 de oameni care știu, și chiar a fost plăcut surpriza să găsesc într-o publicație românească, dar în limba engleză, cu o anumită cotație internațională, lucrarea unor colegi de la Craiova, care utilizează stimulare electrică funcțională, învățată de la noi și aplicată în domeniul medicinii sportive, deci facultatea de educație fizică. Deci, sigur, un domeniu care nu este neapărat legat de recuperare, dar este legat de o anumită performanță. Sigur. Și mai mulți, inclusiv colegi de noi, întreabă, dar ce minune faceți? Păi, este un fel de minune, pentru că eu dau comanda pe trunchiul nervos. Trunchiul nervos secretă acetilcolina, sau care este stimulantul normal al mușchiului, al celulei musculare. Mușchiul are și el niște fibre senzitive, niște fusuri, care informează creierul despre poziția segmentului în spațiu, deci a plantei, a degetelor. Deci eu stimulez motor, dar am stimulare inclusiv neuromediatorul, contracție musculară aproape de normal și informație... Și poziționarea, GPS-ul, exact, cum ar veni, da? Și asta e GPS-ul piciorului, și nu? Informarea creierului care e senzitivă prin structurile care au rămas intacte. Deci lucrurile la un început păreau foarte simple și în fond de ce ne complicăm cu o metodă care poate să fie undeva, după unii, mai la periferia zonei de recuperare. Dar noi ne-am încăpățânat și am zis, bine, bine, se întâmplă așa ceva la membru inferior, nu? Dar în faza în care pacientul are deficit la membru superior, și foarte mulți din pacienții noștri au, membru superior este infinit de greu de recuperat și depinde foarte mult de ce zonă din creier a fost afectată. Dacă acolo unde este reprezentarea corticală a mâinii anatomice, dar și a brațului și a antebrațului, s-a întâmplat destrucție de parenchim nervos, nu avem nicio speranță. Și noi cam știm asta cu ajutorul stimulării ăștia magnetice transcorticale, pentru că dăm semnalul pe zona motorii, da, și dacă îl culegem undeva, la nivelul... înseamnă că există integritate. Da. Și acel pacient se va recupera și trebuie să facem toate eforturile pentru a-i recupera și membrul superior. Și atunci punem dispozitivul ăsta care comandă niște grupe musculare pentru a realiza extensia segmentelor membrului superior. Deci, mișcarea... Deci cauza ar putea să e acolo în cortex, dar nu și-a definitiv putut relua încă funcția. Așa, da. Nu și-a putut relua încă funcția sau celulele alea nu sunt încă apte. Nu sunt încă apte. Da. Dar dacă găsesc integritate, atunci a transmis influxul nervos, eu știu că trebuie ca acel membru superior să fie lucrat. Normal, pentru că să fie acolo lucrat trebuie foarte să se refacă, da. Bine, tot aici sunt și alte elemente foarte interesante. Dar celulele acelea se regenerează? Ce se întâmplă? Deci, dacă sunt parțial lezate, da, există și aici, totul e ca corpul celular să rămână integru sau o cea mai mare parte din el. Punând celula din nou într-un soi de activitate, măcar să-și primească impulsurile din apropiere, ea treptat va intra și în circuitul respectiv. Dar lucrurile nu sunt chiar așa de simple. La noi sunt niște intervale de timp extrem de importante. Dacă celula nervoasă nu primește oxigen și glucoză în 6, 10, 12 minute, atunci apar leziuni parțial reversibile și pe aia ireversibile. Deci ce are de murit într-un accident, vascular ceva, da, celulele acelea au dispărut. Și de-aia noi evaluăm ce a rămas. Și pentru ce a rămas știm ce să facem din punct de vedere medical, medicație și partea de recuperare. Pentru că dacă nu am semnale că membru superior va obține, va redobândi, să zicem, abilitatea de a scrie pentru membru superior drept, atunci fac doar o terapie aproape a minima. Deci îi asigur masaj, îi asigur mobilizare pasivă, mobilitatea tuturor segmentelor, dar nu stimulez încă
știu eu, o mișcare, nu stimulez în mod expres și de timp îndelungat practicarea unui anume gen de efort cu un membru superior respectiv, pentru că știu că nu are substratul anatomic. Și atunci, pentru o oarecare, să zicem, primă etapă, în primele 2-3 luni, găsind că membru inferior are disponibilitatea și posibilitatea de a recupera mai repede, ne ocupăm în special de membru inferior, de posibilitatea de a sta în picioare pacientul, de a face câțiva pași cu sau fără sprijin, cu baston, cu curge, cu celelalte. De altfel, dacă un pacient se ridică și face câțiva pași, este o mare cucerire a noastră și un mare imbold pentru pacient care își vede recuperarea cu alți ochi. Un pacient care începe să meargă este mult mai cooperant în ceea ce privește tratamentul în general. Dar este mult mai cooperant și mai atent cu știu eu, propria sa viață după acest eveniment. Uneori, mersul recâștigat reprezintă imboldul principal pentru continuarea și obținerea de rezultate mai bune în perioada următoare. Deci, așa cum vedeți, par lucruri mărunte pe undeva. Da, ei nu sunt deloc mărunte. Ele au... Pentru anumiți oameni sunt extrem de importante. Sigur că da. Cei implicați și pentru familiile lor, nu? Evident. Mai sunt câteva lucruri care poate trebuie prezentate sau discutate sau reflectate asupra lor. De exemplu, foarte mulți din aparținătorii pe acest drum spun, doamne, trebuie pus la gimnastică, kinetoterapie pasivă, masaj și nu știu mai ce. Sigur, noi apreciem și facem ceea ce trebuie, pentru că un pacient mare și probleme cardiace, în primele zile sau săptămâni după accidentul vascular cerebral, mai intervin multe alte complicații și ne comportăm cum trebuie. Dar mișcarea pasivă, deci mișcarea făcută de altcineva, deci de kinetoterapeut sau un membru al familiei, nu are efect asupra excitabilității scoarței cerebrale. În timp ce mișcarea activă, chiar minoră, schițarea ei, redeșteaptă activitatea electrică a celulelor care au rămas integre. Deci activitatea activă, deci contracția voluntară, este cea care asigură suplimentul acela de neuroplasticitate. În timp ce mișcarea pasivă asigură doar menținerea, știu, libertății articulare, de să nu apară retracții, să nu apară anchiloze. Masajul menține troficitatea, dar local. Local, da. Știu, face ca sângele să aibă o circulație da, favorabilă. Da, rămână zona aceea. Este nevoie și de aceste proceduri. Dar nu făcute în exces, pentru că nu vor avea efectul scontat. Și uneori mai glumesc atunci când un pacient sau membrii familiei acestuia spun masorul trebuie să fie mai zis, dar să știți că la pacientul nostru, în faza în care se află, îi se întăresc mușchii masorului. Deci, nu a pacientului. Deci trebuie să ne apropiem de momentul optim. Am avut surpriza, plecând de la această stimulare electrică funcțională, să vedem ce se întâmplă la creier când stimulez prin mușchi prin, și răspunsul ajunge la creier prin terminația aceasta senzitive din mușchi. Se activează aproape ca la mișcarea activă. Scoarța lobului frontal, scoarța motorii. Deci de asta sunt partizanul ideii de a utiliza această stimulare. Întâi, atât timp cât pacientul nu o poate face, în momentul în care apare mișcarea, stimulat pacientul să exercite sau să repete mișcarea aceea, fără să atingă o anumită oboseală. Iarăși un răspuns pe care ne l-a dat practica și abilitatea colectivului în care lucrez, de la medici la rezidenți, să zicem, mai la început, dar și la kinetoterapeuți, punând stimularea asta electrică funcțională, am constatat că pacientul poate parcurge o distanță mai mare. Că pacientul nu mai are dispnee, deci nu mai obosește. Nu obosește, da. Deci, micul ăsta aparat care îi corecta mersul parțial, făcea ca să aibă, se numește un cost fiziologic, indice de cost fiziologic, raportat la numărul de bătăi pe minută a inimii. Deci, la un pacient antrenat, numărul este la un pacient neantrenat, este mai mare, deci inima lucrează mai din greu. La un pacient care folosește acest dispozitiv, treptat, numărul bătăilor inimii pe minut, se apropie de normal, ca și cum ar fi un antrenat sau aproape de starea lui normală. Deci aparatul ca atare, mic, hai să spunem și al dracului, are efect favorabil și protectiv pentru celelalte aparate și sisteme. Mă refer la cord și la plămâni. Deci de asta recuperarea are multe elemente poate empirice la un anume moment, da? Dar care din ce în ce se apropie de rigori științifice da. Și de studii care atestă eficacitatea fiecărei metode pe
pe termen mediu și lung. De altfel, am participat la întocmirea ghidului de recuperare după accidentul vascular cerebral în România, element care a provocat unele discuții, să zicem, cu colegii care fac recuperare medicală. Dar nici noi nu am putut să aducem niște elemente suplimentare, pentru că și în ghidurile internaționale se spune cam așa. Recuperarea trebuie începută precoce, dar nu spune nimeni cât de precoce. Adică, unii spun din comă. Da, din comă trebuie să fac ceva care să preîntâmpin complicațiile care ar putea urma. Escare, infecții pulmonare, urinare, etc. Dar nu mă apuc să-l duc în sala de gimnastică să-i facă nu știu care mișcări de nu știu mai ce. Nu, sunt probleme care țin de un anume risc vital. Sigur. Dar din momentul în care pacientul devine conștient și mai ales după ce devine cooperant, pentru că noi ne confruntăm la preluarea pacienților după un episod acut din neurochirurgie sau din neurologie din tătăraș cu persistența unei stări confuzionale. Pacientul, dacă eu nu înțelege ce îi spun, nu înțelege nu pentru că nu vrea sau îmi spune, aia e încăpățânat. Noi știm că jumătate de creier fiind afectată, pacientul are acel comportament din cauza respectivă. Și nu, să zicem, nu ne formalizăm. Și știm că a doua, a treia sau a patra zi lucrurile vor fi mai bune. Dar mai știm că mai este încă edem cerebral, că mai trebuie poate repetat un computer tomograf, trebuie din nou administrat medicație antiedematoasă sau sedativă pentru noapte, ca o inversiune a somnului. Deci sunt și aici micile elemente care fac ca pacientul să reintre într-un ritm normal și apoi să devină conștient și să participe la propria recuperare. Deci de asta rolul unei secții de recuperare ca noastră se înscrie într-un circuit al pacienților care au nevoie de îngrijiri specializate, nu numai pentru perioada acută, deci să zicem primele 7 sau 10 zile. Este și apoi o perioadă intermediară în care, dacă îl trimiți acasă, medicul de familie nu va putea să facă mare lucru. Pacientul poate dobândi niște complicații mai greu de corectat. Încât și colegii din clinicile de neurologie din Iași știu acest lucru și îndreaptă către recuperare pe pacienții care au nevoie chiar de îngrijire specializată neurologică care combină și elemente de recuperare înainte de a merge, să zicem, acasă după ce s-a întâmplat un astfel de episod, tocmai pentru a merge acasă un pacient cât mai stabil, cât mai acomodat cu medicația pe care o primește. Și știu eu, aici ar interveni rolul medicului de familie care ar trebui să supravegheze și să dea un semnal într-un anume fel dacă lucrurile nu sunt bune. Când lucrurile sunt bune, toată lumea este fericită și, evident, și noi ne așteptăm pacientul la viitoarea programare când sperăm să, sau cam asta este regula, este mult mai bine și putem continua ceea ce am început. Poate dacă tot vorbeam noi de science fiction, noastră ați înaintat termenul, pentru că, într-adevăr, eu cred că Isaac Asimov își găsește corespondent acum în... Spunea lumea că e nebun probabil când scria eu robotul sau ce scria da, el. Da, e da. Și acum, dar totuși chiar în neurologie se vede că nu era deloc nebun omul ăla. Și se... Dar problema ar fi asta dacă cumva cu timpul acei celebri nanoroboți de care se vorbește în nanorobotica, adică da, să da, meargă da, cineva da. Să refacă celula cineva, un... O altă mică celulă da. Care e... De asta vă spun, va fi poate pentru următoarea sute de ani destul de greu de găsit, dar vor fi boli care se înscriu într-un număr limitat de circuite și de celule care ar putea să fie depistate precoce și prevenite, să zicem. De altfel, dacă vorbim de noutăți, hai să le spun noutăți sau noutăți cu un pic de vechime, în boala Parkinson, se practică stimularea cerebrală profundă, deci un dispozitiv electronic implantat în afara creierului, dar care are niște fire și niște electrozi implantați în niște nuclei cenușii și care primesc impuls electric și în felul ăsta da. Reușesc să combată o parte din disfuncțiile bolii Parkinson, tremurul, rigiditatea, bradikinezia. Pe care și medicamentele l-au putut realiza, dar numai până la un anumit punct. Da. Asta vine ca un element suplimentar. O altă metodă este, domnule, să dai creierului dopamină, că
cât îi trebuie, în boala Parkinson. Și sunt... Dopamina asta știu că e interzisă la olimpiade. Da, e considerat a fi un stimulant, dar este varianta de levodopa, deci varianta levogiră a dopaminei, care trece bariera hematoencefalică și care ajunge la creier. Și atunci, cum să facem noi, că dacă trece prin bariera digestivă, orice interacțiune cu alimentele sau cu sucurile digestive pot să anihileze o parte, deci da, tot n-ajunge cât trebuie. Atunci s-a imaginat o metodă pe care o practicăm și noi la Iași, se numește metoda Duodopa, în care o sondă transcutanată, transgastrică, duce substanța activă în jejun, deci fără să mai interacționeze cu alimentele în faza în care acestea ar putea inactiva produsul. Metoda se numește așa cum Duodopa, a fost inventată în Suedia. Avem și noi 4 cazuri în funcție la Iași. Dezavantajul este că la exterior sonda este legată cu o pompă care poate fi setată astfel încât la fiecare minut să injecteze o cantitate mică de dopa. Dar minut de minut și oră de oră înseamnă o cantitate constantă de dopamină care va trece bariera digestivă și va ajunge la creier. Deci asta este o variantă, iarăși, cu ajutorul tehnicii. Sigur. Și sunt și niște mici... Și de precizie. Și niște jonglerii, să zicem. Un individ care se duce cu bicicleta la servici, de exemplu, și are pompa asta, își dă un bonus. Deci pe timpul activității motorii pe bicicletă, el consumă suplimentar. Și proiectanții, dar și medicii și echipa medicală care îngrijesc pacientul știu să, înainte de a se sui pe bicicletă, să-și dea bonusul pentru a nu avea întreruperi pe parcurs. Deci metoda o facem și noi. Iar de curând, foarte de curând, a intrat în funcție o altă pompă care injectează subcutanat un agonist dopaminergic, subcutanat însemnând tot varianta de stimulare dopaminergică continuă. Deci organismul să primească cantități constante în decursul celor 24 de ore și este așa numită pompă pentru apomorfină, care are avizele de a fi utilizată și în România și probabil începutul anului viitor o să fie la dispoziția pacienților care au indicații pentru așa ceva. Deci sunt criterii de incluzie, includere și de excludere a pacienților. Deci nu este nimic neștiințific. Doar vreau să spun că sunt dispozitive și idei care pot fi aplicate la pacienți care ajung să fie salutare pentru calitatea vieții pacientului respectiv. Deci asta e în domeniul Parkinson. Deci facem și noi Duodopa. Am fost instruiți cu privire la pompa de apomorfină și suntem apți să selectăm pacienți pentru așa ceva. În Iași nu se face stimulare dopaminergică continuă, se face la București, există program național pentru așa ceva, dar și noi, dacă avem pacienți, putem trimite și, mă rog, avem niște relații excelente cu toți colegii profesori neurologii din toate centrele universitare și suntem ca o adevărată familie științifică și ne sprijinim reciproc în multe, multe situații tocmai pentru a asigura, zic eu, o neurologie în România aproape de vârf și fără, să zicem, diferențe teritoriale sau de altă natură. Pe lângă faptul că dumneavoastră la clinică faceți o recuperare, deci practic luați pacienți care au trecut mai întâi pe la neurochirurgie, da, mai puteți face și un lucru pe care eu, de exemplu, nu e niciun secret, o să spun, l-am simțit pe pielea mea, așa, considera că, domnule, se fac minuni acolo. Adică o durere extraordinar de mare, vă amintiți, în anul 2000 am venit la noastră cu o durere de coloană. Mi s-a făcut o radiografie și spunea că, frate, ești gata, ești terminat. Și în 3 săptămâni, cu un laser acolo și un masior de la dumneavoastră, am reușit ca acea durere să nu mai revin timp de 11 ani. Deci dacă îi povestești cuiva, spui că ai fost la Baba Frosa, știi? Și nu, domnule, am fost la clinica de recuperare, la o clinică neurologică, ceva medical. Deci n-am fost la nicio babă. Da, este caracteristica spitalului. Eu m-am mirat cum s-a reușit ca într-o astfel de ședință și n-am fost eu singurul caz, că v-am mai trimis niște prieteni care nu credeau că le va trece cândva această durere. Și au rămas fără ea. Da, deci eu, cum să spun, cam tot spitalul este specializat
pe câte ceva, noi ne interferăm aici cu clinici de reumatologie sau boală în fizioterapie în domeniul ăsta, dar noi putem eticheta foarte exact suferința nervoasă, că e pâinea noastră, să zicem, sigur, sau preocuparea noastră de zi cu zi, și combinarea între medicație, proceduri și tehnici de recuperare face ca acest ansamblu să aibă efect benefic asupra pacientului. În plus, am știut să vă dăm și ceva care să scadă edemul rădăcinii care provoca starea dureroasă. Da. Și acest lucru a făcut ca să aibă rezultatul scontat și, evident, să nu mai fie conflictul între un disc și o rădăcină, care mă bucur că a durat așa mult. Sunt foarte mulți oameni, chiar eu întâlnesc, pentru care este o mare problemă asemenea. Nu, nu știu cum să gestioneze durerea, nu știu unde să se ducă. Evident. Și își fac tot felul de idei, cât din cele mai apocaliptice. Da. Acum și informația de pe net este uneori interpretată de pacient ca fiind dezastroasă, dar situația are, nu este conform. Dar nu prea e bine, ar trebui de spus telespectatorul să-și dea singur consultații de pe net, că nu întotdeauna le nimeresc. Nu, vin oameni deja cu depresie, știți, am aflat că am aflat că am cu tare și sunt, ce trebuie să fac acum? Să mă las de servici, nu știu, da, mai ce. Extraordinar. Am voie să mai mișc. E o mare pericol. E adevărat, dar încercăm să demontăm această situație. Dar evident, la ora actuală, și în Iași, dar și în alte, există și aparatură de investigație. Nu este chiar la îndemână, adică, știu, spital de recuperare nu are un RMN, de exemplu. Fiind, într-un fel, clientul altor clinici particulare sau de stat care fac această explorare. Dar ea se poate face. Poate deci asta face. E, sigur, asta sigur. E un autobuz sau un taxi și te duci undeva. Ea, da, se poate face la nivel european. Și rezultatele de acolo sunt conforme cu realitatea, plus când știți, clinicienii și exploraționiștii nu sunt întotdeauna chiar de aceeași părere, dar ce îmi spune exploraționistul, plus ce văd și eu pe CD-ul sau imaginile care îmi sunt furnizate, plus clinica. E, noroc că nu v-ați uitat pe radiografia mea, că ați fi, ba da, am ați văzut, fi renunțat. Dacă, ați văzut, dacă mă refeream numai la structura osoasă, era aproape să renunț. Gândindu-mă că nu erau niște semne, de, în afară de durere, nu erau niște semne de implicare motorie, nu erau atrofii musculare, nu, da, erau retracții. Da. Atunci am zis că e mai mult fenomenul dureros și să insist pe el, pentru că el era disconfortul. Poate alta situație, dacă un pacient vine și are deja atrofii ale gambei sau ale clapsei, atunci îmi pun alt fel de probleme și, sigur, adopt altă strategie. Dar există medici, specialități, preocupări, pasiunea unor teze de doctorat, cercetări, încât cam fiecare, da, oricum, a abordat ceva. La neurologia merge mână-mână cu tehnica, cu, exact, băieții de la Politehnică de acolo, care... Da. Am realizat o colaborare care în altă parte nu s-a... Da, nu se mai face neurologie ca pe vremuri, cu doar stimularea, nu cu ciocănelul, și după aia mai vedem noi cu medicamente. Au existat niște promisiuni sau un fel de sistem organizatoric cu promisiuni. Faptul că la Iași a apărut facultatea de bioinginerie, la un moment dat am crezut că, sigur, a fost o chestie, vor fi niște elemente de colaborare, vor fi niște elemente de creație, păcate, de implicare. N-a apărut ca o necesitate reală. Da, deci pe piața muncii nu a fost, o soluție, să zicem, pentru unii tineri, și nici nivelul tehnologic al Iașului nu putea să asigure penetrarea până la ceea ce se face în centre dedicate cercetării, sigur, și care nu fac altceva. Așa, noi facem cam de toate. Poate de astea facem și asistență medicală, nu? Facem și învățământ și nici să ție și cercetare. La probleme de cercetare... E un sistem integrat. E adevărat, dar mi-este mai ușor să vorbesc de ceea ce se întâmplă la noi. Deci am intrat în niște studii multicentrice internaționale pentru a vedea unele efecte al unor medicamente, dar care sunt, știu eu, trecute de fazele, da, în care ar fi niște pericole. Domnul profesor, îmi cer o mie discuție, că noastră nu mi-ați făcut așa, nu mi-ați spus că s-a terminat nu ora spus, nu spus la mine, la spital, da, dar la noi s-a terminat emisiunea. Nimic, putem continua. Și dacă o facem mai lungă, după aia nu se mai rotește, că noi n-avem voie. Absolut, să... Absolut. Să fie de 45 minute. Poate. Evident, mai avem timp pentru altele. Vă aștept cu mare plăcere și eu la o următoare emisiune, pentru că lucrurile mai avem sunt de spus, extrem de interesante, sigur, și sunt convins că sunt foarte multe lucruri, iar
Dumneavoastră aveți un talent pedagogic, ești normal, sunteți profesor, dar mă faceți pe mine să văd lucrurile ca și cum chiar m-aș pricepe. Fiecare ne pricepe câte ceva, ne pricepe, pentru da. Că uneori suferim. Nu, dar modul la care le explicați este extrem de accesibil cuiva care nu are pregătire medicală și asta e un lucru deosebit. Așadar, mulțumim domnului profesor dr. Cristian Popescu. Vă mulțumim și dumneavoastră, doamnelor și domnilor. Vă invităm din nou la următoarea emisiune. Sănătatea la acasă. La revedere!